Adrian Popuțea, cel mai bun produs al boxului sălejan din ultimii ani, a început anul 2016 în forță. Sâmbătă și duminică la Târgu Mureș, pugilistul zălăoan a înregistrat două victorii internaționale la Cupa Mărțișorul și așteaptă încrezător ediția din acest an a Cupei României, competiție programată peste 3 săptămâni la Brăila. Sala sporturilor din municipiul Târgu Mureș a fost, la finalul săptămânii trecute, gazda ediției din acest an a Cupei Mărțișorul la box, competiție internațională la startul căreia s-au aliniat sportivi din România, Republica Moldova și Serbia. Printre participanți s-a aflat și o delegație de sportivi de la Clubul Sportiv Municipal Zalău, formată din 3 sportivi, Darius Știrb, categoria de vârstă junior, Cătălin Popa, tineret, și Adrian Popuțea, senior. Cea mai bună evoluție în cadrul competiției de la Târgu Mureș a aparținut și de această dată, așa cum ne-a obișnuit de câțiva ani, sportivului Adrian Popuțea, care este și instructor sportiv în cadrul clubului zălăuan. În prima zi, Adrian Popuțea a încrucișat mânușile cu Serghei Timon din Republica Moldova, pe care a reușit să-l învingă la puncte. Iar în cea de-a doua zi, Adrian a avut tot un adversar din țara vecină, pe Adrian Coconașu, pe care sportivul zălăuan a reușit să-l învingă, arătând o formă sportivă bună cu 3 săptămâni înainte de debutul său la ediția din acest an a Cupei României. Nou an competițional 2016, au venit și cu prima competiție în acest weekend la Târgu Mureș, un turneu internațional prezent în multe echipe, Moldova, Serbia, dar și din România. Am avut două meciuri câștigate ambele cu sportivi din Republica Moldova. Un început de an bun, ne pregătim pentru Cupa României, ce încă 22 luna aceasta la Brăila. Până atunci vom mai susține un turneu de verificare, nu turneu, un cantonament de verificare la Arad săptămâna viitoare. Pe această cale aș vrea să mulțumesc unei puternice firme de granit și marmură din Sălaj, dar bineînțeles și Clubului Sportiv Municipal Zalău. În această dimineață ne-am întâlnit la club, am avut o discuție pentru obiectivele pe 2016. Deocamdată ne-am axat pe finala campionatului național, să ajungem în finală. Până atunci, în decurs, cum ne prezentăm la următoarele competiții, o să spun mai precis ce obiectiv am. Ceilalți doi pugiliști sălăjeni prezenți la Târgu Mureș au boxat doar în prima zi a competiției. Cătălin Popa, categoria tineret, a obținut o victorie la puncte în fața unui sportiv din Zărnești, iar Darius Știrb, categoria de vârstă juniori, s-a întors acasă fără victorie. Până la startul Cupei României de la Brăila, Adrian Popuțea va participa în perioada 6-9 martie la un stagiu de pregătire la Arad, unde va mai disputa câteva meciuri.